ce cunosc, te-am văzut. Liberta? Cum nimic? Că e secret. Drumurile noastre toate. E frumos sau cum? Frumos, cred. Nu știu. Cum adică cred? Noi vezi pentru liber sau cum? Salut, sunt Olga Starivan și sunt gazda acestei emisiuni, iar invitatul meu este astăzi Sergio Șlobanu. Sergio, salut! Sergio, astăzi ți-am dat întâlniri într-o atmosferă mai ligeră și motivul este pentru că vrem să te cunoaștem ca personalitate. Ai devenit un exemplu al generației noastre. Ești primul din Republica Moldova sportiv care a reușit astfel de performanțe. Într-un an să devii și campion european, dar și mondial. Cum ți-a reușit? Eram mai mic, am visat să devin campion și a fost un vis de-al meu unde sunt mulțumit de ceea ce am obținut și sunt mulțumit că n-am dezamăgit părinți, prietenii, oamenii care au avut încredere în mine și am demonstrat că pot face ceea ce am început. Dacă ar fi strălaș de sport, în ce meserie te-ai vedea tu? Încă la moment nu m-am gândit în ce meserie, dar până când vreau să continui cariera în sport, acum sunt angajat la al Clubului Sportiv Central Armatei. Sunt ultimul an la Facultatea de Economie din orașul Bărți, Institutul Nistrean de Economie și Drept, și sunt absolvent al Facultății de Drept din Bălstot și masterat. Știu că ești dezamăgit în politica statului vis-a-vis de sportivi. Ai avut chiar și momente de slăbiciune când ai hotărât să te retragi din acest sport? Eu mă gândeam înainte de campionatul mondial că aceasta va fi ultima competiție a mea, dar după ce am învins, mi-a apărut un curaj pentru că am fost ajutat de domnul Renato Satăi, unde după numai în ziua când am venit, am fost telefonat, mi-a oferit o premie în valoare de 100.000 de lei. După asta am mai trecut câteva zile și am fost telefonat de el și m-a bucurat acest fapt că m-a telefonat, m-a felicitat el personal și am căpătat încredere de a merge înainte, de a obține noi victorii, pentru că foarte puțini oameni la noi în țară atrag atenția la sportivi, la sport. Însă el este un om care face ceva. Să faci sport de performanță costă? Costă foarte mult. Plus cheltuieli, hotelul, competiții, toate astea sunt cheltuieli. Am să mă repet, ești unicul sportiv din Republica Moldova care a reușit astfel de performanțe. Este noroc sau muncă? Cred că este și, în primul rând, muncă, plus credința în Dumnezeu și asta e principalul, să crezi în ceea ce faci. De ce ai participat în acest an și la Jocurile Europene care s-au desfășurat la Baku? Eu la Baku n-am plecat pentru că cred că așa a hotărât federația să participe alt sportiv, însă acum, la momentul dat, nu regret de acest fapt că n-am plecat, pentru că am obținut altceva ce mi-am propus, ce a fost în gând. Știu că înainte de a pleca la campionatul mondial, una din femeile dragi ție sufletului se afla pe patul de spital. Da, a fost bunica unde, înainte de a pleca cu două zile, a decedat. Și bunica care a fost, de copil mic, a fost aproape de mine. Și deci, pe lângă faptul că ai adus o victorie, ai și o pierdere în sufletul. Da. Așa este. Povestește-ne despre familia ta. Părinți locuiesc în satul Chișcărene, raionul Sângerei. Am soră mai mare, cu 3 ani mai mare decât mine, acum are 32, împlinește de grabă. Pe urmă sunt eu și fratele mai mic cu 7 ani. Și ce fel de femei îți plac? Mie îmi plac fetele mai înalte să fie ca mine. Mărimea sunt mai mărișori. Da, să intre în palmă. Așa. Ea trebuie să practici sportul. Ea nu. Ce? Nu știu, ca pe sfibă, conflict, cred.
Femeia ideală trebuie să fie deșteaptă, în primul rând, să vorbească când trebuie și cum trebuie. Da, cum trebuie. Când o femeie trebuie să vorbească, că asta e bună. Când ești cu dânsa în lume... Bați cu numansă. Ai și femeie, da? Da, atunci cred că bărbatul trebuie să vorbească. Îți place să călătorești? Unde îți place să te odihnești? Sincer, cel mai tare îmi place să mă odihnesc acasă la Chișcăreni. Am fost în multe țări, am fost și în America și în... E frumos, dar ca acasă nu e nicăieri, pentru că acasă sunt părinții unde tot timpul gătesc ceva gustos. Pe lângă faptul că practici zi de zi sportul, ce hobby-uri mai ai? Îmi place să scând, dar nu pot. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și durerea. Iubirea. Dar cel mai tare îmi place să ascult cum cântă. Îmi place să mă odihnesc. La pescuit să merg când am timp. Și cu prietenii să mă văd. Eu consider că antrenorul meu, în primul rând, este un prieten care de mic copil, din clasa 4 undeva, am făcut cunoștință cu el și toți anii ăștia au fost alături de mine și la greu și la bine. Ce mesaj ai avea pentru tineri? Le-aș dori, în primul rând, să fie sănătoși, să petreacă mai mult timpul făcând lucruri mai bune. De exemplu, de citit o carte, de mers la pescuit, să petreacă timpul mai sănătos, nu să petreacă timpul prin localuri unde se fumează, unde se, sau pe străzi de unde se droghează sau ceva de genul acesta.